Casa viitorului costă 120.000 de euro, însă inventatorii ne asigură că nu vom mai plăti niciodată nicio factură. Energia electrică o avem asigurată prin panourile fotovoltaice, încălzirea apei și a prototipului prin panourile solare. Sera este un alt element pe care îl folosim pentru a încălzi prototipul în timpul iernii, folosind efectul de seră. Casa poate fi construită de 30 de studenți în doar 9 zile. Este proiectată pentru 50 de ani și, poate cel mai important, rezistă la cutremure mari. Duplexul are jos partea de zi, sus partea de noapte. Partea de zi include zona de dining cu bucătărie, zona de living și seara. Sus ar să fie două dormitoare, unul de copii, unul de părinți și baie. Interesant este că în interiorul casei studenții au proiectat chiar și o miniseră care se udă singură. Are multiple funcționalități. Pe de-o parte avem acest spațiu de relaxare. În varianta industrializată ea devine un spațiu de socializare. Eu am o seră, vecinul are o seră, ne întâlnim, uite eu ce am sădit, uite tu ce ai sădit, îți dau și o roșie, dăm și tu niște pătrunjeni. Pe lângă asta, din punct de vedere tehnic, ea are o funcționalitate aparte. Iarna este transformată într-un buffer termic, ceea ce înseamnă că aici aerul se preîncălzește și atunci este tras în casă. Locuința inteligentă va fi expusă în parcarea unui mall din capitală la începutul lunii mai, iar la vară studenții își vor expune creația la Solar Decathlon Europe, cea mai importantă competiție de arhitectură și inginerie din întreaga lume.